Când a făcut presc o dată, m-am întors înapoi. Zic, băi, stai liniștit, că nu-i... Hai, chemă. Nu, așa de corp aici. Stai aici, acum s-a cerit nimic. Îți dă rău. Eu zic că e tânăr după poful ăla din cap. Dar nu lasa ori. Zic că uita. Zic că te vecinul explorator. Chirica. Bun, stai ușor, stai, stai, nu te înerva. Ia, hai, hai. Ia. Aici că te-am pus vara. Să nu ne filmat și mă mâine de acolo. Hai, hai. Nu și mă mâine. Cât de asta o aripă? Fiul meu, pupă Zămarean Maximilian, ducându-se la biserică cu copiii lui, la ieșirea din, pe poarta bisericii, s-a trezit cu un pelican care a plonjat, a aterizat în fața lor. Fiind vânător și eu și fiul meu, cunoaștem legislația acestei țări privind protecția animalelor, l-am luat în vederea recuperării, l-am adus acasă, am anunțat organele competente care să ia măsuri pentru ca acest animal să ajungă din nou în habitatul lui, habitatul lui fiind Delta Dunării și lacurile întinse mlăștinoase. Mâine, băi, vă deschideți firma, îmblânzitorul de pelicani. Îmi bag un ou, îmi bag un cioc din ăla. Hai, măi, frumosule. E o frumusețe, domnule, de animal. Uite, s-a zgâriat pe nas. Și de ce a păzat ciocul? În plasă, da, el trebuie dus în habitatul lui. Aia e problema. Vin cei de la mediu, i-am rugat să vină mai târziu, în ideea ca să sosiți dumneavoastră. Am înțeles. Eu am fost dimineață la piață și când am venit, deja pelicanul l-am găsit acasă, era gazdă. Și mi-au povestit copiii cum l-au prins. Mama zice, asta a fost un semn de la Dumnezeu, spune băiatul meu, că am fost la bunici de a prins o lumânare. Și când a ieșit din fața, în fața bisericii, pelicanul a căzut în fața lor. Copiii s-au speriat un pic, dar a fost plăcut, pentru că n-am văzut așa în realitate și atât de aproape un pelican. De la Buzău a venit să vă domnule. De la Buzău, de la Buzău, de departe. Atunci și noi avem la dimineață și a venit cu prima mașină în coace. Ca să-l văd. Frumos, impresionat. Hai, Denisa, tu nu vrei că tu ai fost atunci ai văzut pelicanul. Remus, îi povestești lui nene acum. Impresionant. Ceva foarte frumos. Nu prea ai ocazia să vezi așa ceva în curtea casei. Nu la grădină zoologică sau în delta. Și în județul Vrancea. Și în județul Vrancea, da. Când ați aflat, ați fost curios sau ce v-a zis vecinul? Păi, am fost foarte curios să văd care e. Chiar nu venea să cred. Dar ce îl tăbărăm și îi facem injex imediat? Păi, dar cum, da? De ce? Vreți să-l... Nu, dar zic că dacă e să vină tratament. El s-a lovit la lab acolo, nu? Nu-i lovit la labă. Dar unde? Eu cred că ori prin sârmă pe aici. A, sub aripă. Dar nu, sunt niște răni superficiale care nu... E normal sănătos după... Eu sunt vânător și... Am fost aici la cimitir, la biserică și am aprins la bunici lumânări. Am fost cu copiii, cu Denisa și cu Remus. Și când am ieșit pe poarta bisericii, plana un pelican așa, drept pe mine. S-a oprit în fața mea și a început să fugă în partea cealaltă. Vedeți că eu am mâna un pic, e băgat în gips, așa, un pic ruptă. Am fugit după el și l-am prins așa. El a ripostat, a dat să mă muște, așa, cu ciocul. Și l-am imobilizat imediat. L-am luat de o aripă, i-am băgat gâtul cu tot cu cioc la subțioară și l-am dus în mașină, acolo atac de panică, fiimea, că să las pelicanul, că e frică, să nu-l aduc acasă, să nu... Am urcat copiii în carlingă, am pus pelicanul între picioare, cumva la volan, am ajuns acasă și l-am pus aici, în cușcă. Aveți grijă, n-a? Ușor, Închide aripile. Gata, hai. Închide aripile. Matei, te ajut?
Gata, gata. Te ajută, doamne. Vine iar pe aici. Așa, da. Matei, te ajut cu ceva? Hai cum îți jos. Da. Vreau să mă întreb ce o să faceți acum? Ca asociație, mai sunt altele în România? Nu, deci suntem singura asociație din România care suntem autorizați să tratăm animale sălbatice. El va fi verificat, va fi tratat de medicul nostru veterinar și după analiză și după ce se va mai îndrăvăni puțin pentru că e cam slăbit, va fi eliberat probabil în Delta. Aveți nevoie de ajutor, nu știu, de la oameni, puteți face un apel, habar n-am. Orice ajutor e binevenit. Noi lucrăm cu foarte mulți voluntari care ne ajută să ținem centru, chiar și la curățenie, chiar și la lucruri minore. Orice. Ați mai avut astfel de situații și spuneți-mi, e o pasăre rară? Cum? Da, e într-adevăr o specie rară, nu am mai întâlnit-o pe aici. E posibil ca să fie aflat în pasaj și din cauza nu știu, unui vânt sau a slăbit și... Am intrat eu la el și când a făcut presc o dată m-am întors înapoi. Zic, băi, stai liniștit că nu-i... Care-i chemat?